Salutare YouTube și bine v-am regăsit la un nou videoclip, fraților. Astăzi vreau să vă explic de ce mi-a schimbat numele și cum a ajuns la această concluzie. Ei bine, fraților, hai să trecem la videoclip numărul 1, frate. Am zis că vreau să-mi aduc o schimbare majoră pe canal, frate. Și, în primul rând, am zis, hai să schimb numele, voi. Mie îmi place numele meu, nu e așa mai ieșit din comun, adică s-ar potrivi pentru un canal de YouTube. Am zis că dacă tot sunt trecut, frate, așa peste tot, pe Instagram, pe Facebook, pe toate rețelele mele de socializare, unde am profiluri și chestii din astea, asta e, frate, să trec și pe YouTube, că nu. Dacă tot voiam să fac o schimbare majoră, am zis că hai să fac asta. Asta a fost primul motiv. Numărul 2. Deja am început, frate, să mă plictisesc de numele ăsta, de un an jumate tot îl am pe YouTube și deja am început să boring, mă plictiseam, frate, de el, adică toată lumea. Cred că și toată lumea se plictisea, frate. Nu știu acum cum o să vă fie vouă să treceți de la Skull VG la Rusty Râmă, știți ce zic? O să fie interesant, o să vedem ce iese. Sper să fiți în continuare, fraților, cu mine pe canal, că nu. Despre asta e vorba, de asta facem YouTube, de asta nu. Suntem aici. Al treilea motiv are legătură cu primul motiv, frate. Ce coincidență, nu? Are legătură cu primul motiv. Și nu, dacă am zis că pe toate rețelele de socializare sunt trecut Rusti Râmă, dacă și Instagram-ul, când vi-l dau să-mi dați follow, sunt trecut Rusti Râmă, am zis, haide, frate, să, nu, să, tot să schimb asta, să schimb numele YouTube-ului, să nu mai fie awkward când vă spun, dați-mă și mie un follow pe Instagram sau dați-mă o cerere de prietenie pe Facebook sau ceva de genul ăsta, frate. Și asta e, bun. Deci cam asta ar fi motivele principale, mare parte cam asta a fost toată chestia de ce am vrut să-mi schimb numele. Sper că nu vă supără pe niciunul, sper că o să vă obișnuiesc, sper că o să vă placă în continuare. Eu sunt același om în continuare, o să fac ce știu mai bine, o să încerc să aduc mai multe chestii inovative pe YouTube ce n-ați mai văzut, o să încerc să fac mai bine, cât mai mult content, cât mai bun content, cât mai mare calitate. Cam asta ar fi, frate. Eu sper să vă placă, fraților. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, nu uitați să dați un share, să vadă și prietenii voștri, nu uitați să dați un subscribe și clopoțel cei care sunteți noi, că nu, nu costă, frate, nimica. Ce-ar fi să apeși pe butonul de subscribe acolo, că poate în viitor o să postez un videoclip mai forță și o să-ți placă, frate. Sau o să fac și un live și nu uitați că în fiecare seară de la 21:30 facem noi cu ome, încercăm acolo cu mai multă caterincă, cu cât găsim mai multă lume pe ome, cu atâta facem mai multă caterincă. Dacă nu găsim lume pe ome, încercăm să facem caterincă între noi, încerc să fac caterincă cu chat, încerc să vorbesc cu chat cât mai mult. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Nu uitați să lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii, că doar ce uitați, frate. Eu am fost Cool și ne revedem la următor videoclip sau live. Pa, pa!